Județul Prahova se află pe ultimul loc la finanțarea serviciilor medicale din spitale. Potrivit unui ordin de aprobare a numărului de paturi de spitale decontate de casă emis de ministrul Sănătății Sorina Pintea, Prahova primește cei mai puțini bani în condițiile în care județul ocupă primul loc la numărul de locuitori. Acest fapt va duce la imposibilitatea asigurării necesarului de servicii medicale spitalicești pentru bolnavii din zonă. Am făcut comentarii la adresa lui, l-am trimis la UNCJR, l-am trimis la Ministerul Sănătății, l-am trimis la DSP, am vorbit cu casa de sănătate să ne suplimenteze, pentru că atunci când au fost desfințate niște spitale în Prahova pe vremea lui Cechea Atila, ne-au luat și paturile aferente. Iar acum nevoile de astfel de paturi contractabile este foarte, foarte mare la nivelul județului. Este foarte important să creștem finanțarea, deoarece județul nostru este cunoscut faptul că este județul cu cel mai mare număr de pensionari din România, aproximativ 250.000, raportat la populația 792.000. Fapt care conduce și o creștere la adresabilității pe servicii medicale. Prahova, cu 4,5 paturi la 1000 de locuitori, este depășită de foarte multe județe mai mici, cum ar fi Alba cu 4,7, Brăila cu 4,9, Covasna cu 6,3 sau Hunedoara cu 6,1 paturi la 1000 de locuitori. Printre județele cu populație apropiată ca număr de Prahova se numără și Iași și Cluj, care au primit, prin ordinul Ministrului Sănătății, un număr dublu de paturi de spital decontate de Casa de Asigurări.